Danșov a ajuns din nou la înalta curte de casație și justiție în această dimineață, încercând să obțină schimbarea arestului preventiv cu arest la domiciliu. Acesta este unul din cele trei dosare penale în care este implicat și în care este acuzat de trafic de influență. Procurorii DNA susțin că fostul ministru al transporturilor ar fi primit 100.000 de euro pentru a interveni la directorul CET Govora în favoarea unei firme de avocatură, ce a beneficiat de contracte cu societatea cu capital de stat. Șova are calitate de inculpat într-un alt dosar care se află pe rolul Instanței Supreme în care sunt trimiși în judecată și fostul premier Victor Ponta, dar și foștii directori de la complexurile energetice Rovinar și Turcenii.